Dragii noștri, călătorului stă bine cu drum. Am fost un pic până acasă în Alba, dar am coborât de pe autostradă, mi s-a făcut foame. Unde să mă duc? Unde să mă duc? La Milexim, bineînțeles. Mă, în oraș, e fel și fel de trenduri, actuale sau inactuale. Măi, dar ce-i tradiție? Îi sfântă tradiția. Urechiușe de porc. Șoric, că în perioada asta se tăie porcul. Slănină. Și o ceapă. Și un Doamne ajută-vă, români! Ioi! Ioi! Ce e aici? Nu vă arăt! Zamă de fasole, supă de fasole, ciorbă de fasole, fasole în pită! Simțiți? Mănânc și plâng. Ușor să ia, așa, așa. E ce trebuie. Am auzit că au și cazare frumoasă, au și spa de relaxare. Mă duc să văd și treburile alea și revin la supa în pâine. Să nu mi-o ia careva. E a mea. No, vii să vedem cazările. Vin acum. Nicu? Caracatița de Lenească. Hai. Vine acum, mă, ce tot insiști? Hai. Vine acum. Vată. Da, dragă, acum vin. Da. Dar nu am nicio problemă, nu este, da. Un pic mai stau. Alo, n-ai semnal. Ești pe WhatsApp. Stai cu taxă inversă. Alte vremuri. Nu l-am văzut niciodată pe tata să meargă la... Eu de asta am zis că ți-ai o cadou de ziua ta, la cât ești te scrii. Hai să scriem un scenariu pentru... A zis că ești barna. Da. Eu nu știu, cred că de la supă m-am blocat, m-am balonat, m-am... Da. Da. Apartament de apartament. A, păi vrei să dorm cu tine? Nu mă, că ai tu loc separat aici și tu oricum developezi. Ultima oară când am dormit cu tine nu a fost bine. Ultima dată a fost în Spania. Eu numai un pic vreau să stau aici, să văd cât de moale-i patul, cât e de comod, că nu-i bine să stai încă. Eu... Dar cred că de la ciorba aia a fost și cu ceapa verde și am uitat să cer smântână. Hours later. Nicu, 5 minute ai zis. Nicu, hai că au și spa. Fasolea aia... Hai că au și spa. Au spa? Da, hai la spa. La spa? Spa. Bine, mergem la spa. Am mâncat un pic mai mult, că dacă e tradițional, tradiția se respectă. Mănânci ca și când te duci în vizită la o mătușă, care îți spune de cel puțin de 2-3 ori pe lângă ce ți-ai pus tu. M-am odihnit, precum ați văzut, și acum am venit aici pentru o bălăceală. Nu sar acum, mă schimb și intru. Și din apă, intri în saună, să mai dai jos în mod finlandez și tradițional ce ai pus pe tine la masă. Da, așa intri. Dacă ce, trebuie să saluți când intri? Trebuie să fii dezbrăcat. Perversule, mă dezbrac, dar să văd prima... Bună ziua! Ce că aici e obligatoriu costumul. Întreabă-mă care. Care? Costumul lui Adam. Hai că tot mai aburit, nici nu se mai vede nimic. Da. Dar nu pe aici se iese. Biliard a mai făcut. Te-a mai bătut la biliard. La biliard mai bătut. Table... La asta încă nu te-am bătut, așa-i? Dar știi să joci. De obicei tu dai doar la pariuri cu socra. Dar de jucat? Ai bilă. Aici trebuie să fii descălțat. Dar cum trebuie să fie așa sau invers? Eu cred că ultima bandă pe care ai văzut era de la supermarket. Da. Asta poate fi folosită și așa când vrei să tragi ceva, să te obosești. Sau aici se merge așa ca prună. Fii atent că dă acum. Dă-mă.
Hai, mă, strugure, intră! Nu-i de tine. Nu-i de mine. Jocurile astea de noroc, cum ar fi alergatul, sala, nu-s de mine, domnule. Mâncarea a fost super, somnul bun, apa caldă, dar adevărul e că am venit și eu să caut un loc, așa pe ultima sută de metri, unde să fac revelionul. Și am venit aici să întreb că am aflat că au oferte bune și locuri puține, da, câteva mai sunt. Să vedem despre ce e vorba. Ne-au și luat. Ne-au luat. Salut, Adi. Ce faci, tati? Prezentatorul revelionului. Anfitrionul. Bă, scoate-mă cumva mai ieftin, să vin și eu aici să, la revelion. Păi pot să spun că o să fie un revelion foarte, foarte tare. Așa. De ce? Unul la mână sunt eu aici. Doi la mână e DJ Sergiu, un băiat foarte talentat. Trei la mână vine Alex de la Orăștie cu formația live. Cântă live el cu formația. 100%. Bă, da, toată noaptea? Toată noaptea, încă de pe la vreo 8, cred că o să începem. Dedicație, chestie? Dedicație o să fie, dar mai la final, că știi tu, după ce lumea se încălzește. Apropo, open bar? Open, ultra all inclusive. Orice, orice, cât vrei, cât deci poți să duci. Revelion ultra all inclusive, exact. La Milexie. Exact. E foarte important. Uite, vă spun un secret să nu audă. Poți să te pot băga prin spate dacă e două locuri. Prin spatele bradului. Prin spatele bradului, da. Acum asta e. Da. Da. Eu zic să veniți prin față, că merită. Tot timpul dai un ban, nu mult, dar stai în față. Revelion ultra all inclusive. Da, ceea ce mi-ai de punctat este că o să fie și tombolă, cum s-a făcut în fiecare an. Da, o să fie tot felul de câștiguri. Nu spun acum ce, o să spun exact când o să prezint revelionul, chiar la început. O să fie și surprize, o să ne distrăm, o să colindăm, o să petrecem. Ca de revelion. Ca de revelion. Uiți ce a fost în 2023, ca să începem cu bine 2024. Să sperăm că o să fie un an la fel de bun ca 2023, dacă nu mai bun. Eu prevăd că o să fie cel puțin la fel de bun ca 2025. Haideți, ce mai așteptați? Vă salutăm! Mergem la ciorbă acum. Ai zis că mâncăm ciorba. Bulz, mă. Au rămas niște slâine de aia bună. Hai să mergem. Poate mi-o mănâncă șoferul. Adică eu.